Salut tuturor, numele nu meu este Mario și bine vă regăsit la un nou videoclip. În episodul de astăzi vă voi arăta cum puteți să vă îmbunătățiți calitatea construcțiilor în Fortnite fără să vă afecteze de performanța. Deci să aveți aceleași FPS-uri, însă jocul o să vi se vadă mult, mult mai bine, mai ales construcția. O să treceți de la construcțiile de pe telefon care arată așa, la construcțiile normale din Fortnite care arată așa. Din câte puteți vedea și voi, o arată mult, mult, mult mai bine. Este super, super simplu acest tutorial. Tot ce trebuie să faceți este să vă uitați foarte atent la acest videoclip și să vă uitați la tot pentru ca să înțelegeți ce trebuie să faceți. Eu o să vă explic cât de bine pot și eu și haideți să vedem ce trebuie să facem. Înainte de toate, nu uitați să apăsați butonul de like, să apăsați clopoțelul, să fiți notificați de fiecare dată când postez un videoclip și să lăsați un comentariu cu care este skinul vostru preferat din Fortnite. Sunt atât tare, tare curios. Ok, băi, și acum fără alte adăugări, haideți să începem. Să vă cum puteți să vă îmbunătățiți calitatea construcțiilor în Fortnite. Să se vadă super, super bine jocul. În primul rând, uh, nu trebuie să aveți fortnite -right sau Epic Games-ul deschis, este foarte, foarte simplu. Dați și voi câteva refresh-uri așa pe ecran. După mergeți în uh, bara de start, ori puteți să scrieți în bara de start Run și o să vi se deschidă asta. Ori puteți să apăsați pe asta Windows plus R și o să vi se deschidă tot asta. Iar aici scrieți în felul următor. Procent, local, app, data, procent. Dacă nu înțelegeți bine comenzile, veți avea toate comenzile jos în descriere, așa că mergeți acolo și verificațiile. După ce a scris toată comanda asta, scrieți OK, dați OK. Și aici trebuie să căutați Fortnite Game. Hai să vedem. Uitați-l aici. Dacă nu-l găsiți aici, este foarte, foarte simplu. Apăsați cât L și F și scrieți Fortnite, Fortnite Game. Perfect. O să, vi se pară, o să vă apară acest folder aici. Uh, dar eu vă recomand dacă nu-l găsiți pe aici să căutați. Aici. dacă îl găsiți aici este super, super bine. Dați dublu click pe el. Mergem la Save. La Config la Windows Client, la Game User Settings și aici vă arată gen setările voastre pe care le veți Fortnite uh, per total, așa, bine, plus multe altele. Dacă nu vi se, o să vi se deschidă un notepad. Dacă nu vi se deschide, dați click dreapta, open with și dați notepad. Bun, și aici voi va trebui să dați scroll în jos frumos până găsiți această comandă. Prefer feature level 1 s 31 ok. O să vă las și această comandă în descriere. Dacă nu găsiți, ca de exemplu nu vedeți voi comanda voastră pe aici, apăsați la fel Ctrl F și aici, în locul acesta voi o să aveți loc liber, apăsați către V după ce ați copiat-o puteți pur și simplu dați click dreapta și dați paste sau lipește dacă l-aveți în engleză Windows-ul și dați find text și o să vi se uh, încadreze așa cu albastru. Bun, aici nu mai avem nevoie de asta și din câte puteți voi aici la prefer feature level comanda este după egal este true, adică e adevărat. Voi va trebui să ștergeți ce e aici, să ștergeți acest true și să scrieți false. F A L -S E, cu f mare. I-am scris în engleză pentru că toate astea sunt în engleză, așa trebuie să scrieți și voi în engleză, F A L S E cu F mare. După la, mergeți la file, la save, da save frumos și puteți să închideți astea. OK? Și acum haideți să intrăm în Fortnite, să vedem cum se văd construcțiile acum? Eu zic că o să se vadă super, super bine, așa că rămâneți pe videoclip să vedem cum se văd. Am intrat si acum băieți în Fortnite și am primit asta. One of your cosmetic item now includes additional item. Ah, e un style low. Vezi că e forță. Să mă ce forță nebun. Ok, lăsând asta la o parte, hai să intrăm pe hartă să vedem cum se văd acum uh, construcțiile. Ok, băieți, și cam ceva de genul se văd acum construcțiile din câte puteți vedea și voi. Uita și scara. Și pentru cei care vor zice în comentarii, nu am această comandă a, a, activată. Adică te puteți vedea și voi, este pălău și nu... Nu afectează jocul. Mai important, sper că v-a ajutat acest videoclip și sper că v-a plăcut. Eu am fost Mario, iar noi ne vom auzi, bineînțeles, la viitoare la un nou videoclip. Pa, pa!